Mihai Bendeac este un om pe care îl urmăresc de foarte mult timp. Probabil că sunt printre puținii din sală care îl cunosc, care l-au prins cu păr și bun. Și mi-aduc aminte că acum 6 sau 7 ani a spus într-un cerc mai intim: în 2 ani, citez, în 2 ani o să fiu cea mai mare vedetă de televiziune din România. Și atunci, ca și acum, am vomitat un pic în gură și, în primul rând, mare căcat. În al doilea rând, uitați-vă bine în jurul meu, e 2018 și se pregătesc să facă mișto de el ei. Din această adunătură mă simt, nu-mi dau seama cu ce să îi asemăn. Am senzația că sunt la o ședință cu părinții de la o școală profesională. Ceva... Comitetul director de la Taxi Pelicanu. Așa îmi imaginez că arată. Aș fi vrut să spun că suntem la Alcoolici Anonim, dar bord de mangă de pe la 2, așa. Nu prea pot să spui asta. Așadar, dacă e adevărat ce se spune, că orice artist primește mai devreme sau mai târziu ceea ce merită, îl invit în scenă pentru o binecuvenită muială pe Mihai Bendeac! Pare mai mare la televizor, nu? Aș dori să felicit încă o dată pentru trofeul Eurovision obținut pe Concita Wurst. Am fost întotdeauna extrem de invidios pe barba asta, că eu sunt așa, și pe răbdarea de a face jumătate de oră cu carioca în fiecare dimineață. Mihai Bendeac va fi, sper eu, cu succes muit de colegii mei și unii dintre ei chiar prieteni și poate unii dintre ei foști prieteni după ce se termină seara asta. Am să-l invit în scenă pe primul invitat, primul care va lua cuvântul. E vorba de Dan Badea, care e seniorul de vârstă al acestei săli. Nu de alta, dar e trecut de ora lui și dacă apucă și-și ia medicamentele, nu mai faci nimic cu el. Și atunci am zis, hai să-i dăm drumul la început. Nu o să uit niciodată cum l-am cunoscut pe Dan Badea. Era în parcare la Bila cu 2 eleve de liceu și le-a arătat fluturașul de pensii. Doamnelor și domnilor, Dan Badea! Bine ați venit, oameni buni, la rostul lui Bendeac, sau cum spune Vancea, mamă ce dă treabă. Știu că ți se pare ciudat, Vancea, să-l luăm pe el la pulă. Roastul, pentru cine n-a mai fost la un roast, e un fel de futut în gură între vedete. Tocmai de asta a venit și Codin. Bine, el a mai fost la niște treburi de astea și tot așa filmate. Și tot cu vedete. Avem aici, după cum vedeți, actori, vedete, magicieni, stand-uperi, dansatoare la bară și Codin. Pentru că orice circ are nevoie și de o atracție. Codin... acest Charlie Sheen al României, doar că pe mic. În 2.5 Men ai fi jucat probabil cel mai probabil rolul copilului. Da, l-ai fi luat fără casting, tot pe bani. M-am gândit să-ți fac onoarea să fii tu primul, ceea ce nu cred că ai mai auzit de la vreo femeie până acum. O să-ți fac așa o descriere cum îți place ție, în linii mari. Lecția lui preferată la școală a fost liniuțe și bastonașe. Dar să nu uiți, Codine, că tot timpul după liniuțe vinzi și bastonașele. E un cuceritor, un filantrop, un actor, un vlogger, un influencer. Bă, tu chiar nu vrei să muncești? Te-ai rugat la Dumnezeu să-ți dea picioare până în gât, numai că nu i-ai spus cum, ți le-a dat așa, nu așa. Măcar nu ți-a dat picioare în față, ca lui Bucălaie. N-ați râs pentru că nu știți cine e Bucălaie, înțeleg. Ai intrat în lumea cinematografiei pentru că ai crezut că a trage duble înseamnă să fuzi gemene. El a inventat urcatul pe masă ca să vadă și el pe ce dă banii. Mai fumezi trabucurile ale mari? Le fumezi. Bă, tu știi cât de ciudat se vede când... Băi, Roxana, Bendeag nu e gay, doar că Vancea după el s-a dat pe femei. Asta e clară, se știe. Singura ta mare iubire a fost Bendeag când îl imita pe Codin. Grigorescu, ai vreo magie pentru Vancea? Dacă nu, am eu una. Vancea, alege o carte. Citește-o. Vlad Grigorescu, doamnelor și domnilor, pentru că cum ar fi un roast fără magie, probabil mult mai bun. Combină magia cu umorul, asta pentru că, în general, magia lui e despre tot râsul. Cum ai făcut, mă, magia asta de crescut atât de mare? M-a întrebat Codin, adică nu. Oricum, Codin nu prea știe cu ce te ocupi. M-a întrebat dacă mai ai praf de la Magic. Cortea s-a căcat pe la ai umor, Bucălaia arată de ca și cum nu s-a căcat de 5 zile, iar Micuțu arată ca și cum nu s-a căcat niciodată. Evident, n-ai ce să... Micuțu! Doamnelor și domnilor, Micuțu, sau cum îl zice el, să auzim numai de mine. Ai făcut atâtea glume cu biserică că o să te căsătorești în Vegas. Ai făcut atât de multe glume cu Firea și Patriarhul Daniel, că atunci când o să-ți iei o soție, o să trebuiască să o matriculezi pe Bulgaria. Și că tot vorbim despre bulgari, Bucălaia este aici. Doamnelor și domnilor, este primul tău roast, corect, da? Așa că o să te ia ușor, așa cum te ia Micuțu în turnee. Bordea. Ridică-te puțin în picioare să te vadă lumea, să prinzi un pic de lumină ca să te vadă cum trebuie. Bordea. My brother from her mother. Ai slăbit atât de mult că nu o să mai ai bilete la show-uri. O să te vândă Călin cu 60 gramuri. El nu face sex, ci cardio, mai multe serii cu greutate mică. Ești idolul românilor, Bordea. La muncă primești bani să stai degeaba și la sală plătești ca să tragi din greu. Visul lui s-a împlinit, doamnelor și domnilor. În sfârșit, poate să poarte hainele Liviei. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru invitatul de seamă la acestei seri. Mă grăbesc, fac repede. Să zici mersi, că e ciudat să stau cu spatele la tine. Și să zic cât ești de gay sau ce o să zic aici. Să zici mersi că ți-am făcut rău, să te mai ardă și pe tine cineva. N-ai mai futut de când aveai umor. E cel mai bun imitator, până și acum imită că se simte bine, îl simt cu spatele. Te-ai sărutat cu atâtea femei bătrâne și disperate la ai umor că ai luat depresie. Dacă ai fi un supererou, te-ai numit Benghei. Râzi că nu îmi dau seama, vezi. Și superputerea ta ar fi depresia. Dacă tot ești deprimat, nu te mai plânge, frate, la televizor. În loc să mor, tu ne omori pe noi încet. Bendeag, ești atât de deprimat că au făcut ăștia o campanie antidepresie la Pro TV. Ai luat atâtea premii... Scuze, ai luat atâtea premii. Ai multe realizări în televiziune, ai reușit să faci din Băieți de Oraș o emisiune urmărită doar la țară. Să lucrezi cu el la un proiect în televiziune este... Nu știu, futul în gură că nu m-a luat. Te admir pentru că... Acum, serios, îl admir foarte mult pentru că a plecat de jos și a ajuns până aici unde să-l luăm noi la pulă. Nu ești gay, dar prietenul tău cel mai bun flic e poet și ție îți place să te deghizezi. Nu știu ce faci când te plictisești în jurul la ai umor, dar pare că te joci cu ața de la OB. La ai umor nu se zice avem 5 minute până intrăm în emisie, ci 5 minute până intrăm în depresie. Lumea crede că ai avut ceva cu Delia. Bă, ai avut ceva cu Delia sau? Eu zic că nu. Eu sunt sigur și vă zic de ce. Ar fi fost aiurea. Tu nebun și ea ciudat, pardon. Tu ciudat și ea nebună. La câte personaje faci tu și la cât de des își schimbă ea lucru, nu v-ați fi recunoscut prin casă. Toată lumea vă suspectează, dar eu știu că nu aveai cum să fii cu o femeie care cântă ca un înger, dar mănâncă ca o vancea. Ai stat cu vancea cât era grăsuță. Acum că a devenit o femeie mai frumoasă ca tine, ai părăsit-o. Fără râsul lui eram pierduți la umor și credeți-mă că e așa. Și un exemplu viu că poți să faci ceva în țara asta doar dacă ești nebun. El e un nebun frumos, mai mult nebun, dar este un nebun extraordinar și îți mulțumesc pentru tot și depresie plăcută. Gata, hai. Din păcate ăsta a fost tot timpul pe care l-am avut în acest. Da, Dan Badea arată de parcă Ion Iliescu și Shrek ar fi făcut un copil, apoi l-ar fi părăsit la țară pentru cel mai bun prieten al lui. Nu, n-am vrut să zic, dar pe bun. Urmează Vlad Grigorescu, acel magician. Vlad Grigorescu citește gânduri, ceea ce este cu atât mai remarcabil cu cât în viața de zi cu zi e analfabet. El insistă și insistă să plictisească oameni din toată țara cu spectacolele lui de mentalism. Dovadă că Dumnezeu, spre deosebire de el, nu citește gânduri. Doamnelor și domnilor, Vlad Grigorescu! Gata? Mă aud? O să încerc să fiu eu mai scurt în cazul ăsta. Mulțumesc, Adrian Nicolae, omul care ne arată că și dacă pleci de jos, poți ajunge tot acolo. Da, ideea e că când am fost invitat la rostul ăsta, mi-am zis că n-am eu ce să caut aici, că eu nu sunt comediant. După aia mi-am dat seama că și Bendeac e jurat la umor, așa că iată-mă. Ei și Roxana Vancea, care înțeleg că a fost gagica lui Bendeac, ceea ce mi se pare foarte ciudat că ea nu a participat la umor. No, totuși există posibilitatea să fi fost într-adevăr ceva între ei, pentru că ea a și declarat că este atrasă și de femei. Doamnelor și domnilor, vreau să vă anunț că am găsit cea mai bună metodă să vomiți la comandă. Este și mai bună și mai rapidă decât aia cu băgatul degetelor pe gât, o știți? Tot ce trebuie să faci este să citești niște texte scrise de Maticiuc. Glumesc, le-am citit, mi-au plăcut foarte mult și după aia am trecut în clasa 6. Cum vă spuneam, eu nu sunt comediant, doar că uneori se mai întâmplă să mai nimeresc câte o glumă acceptabilă. Exact ca Radu Bucălaie. Glumesc, hai să dăm un rând de aplauze lui Radu Bucălaie. Vezi, Bucălaie? Așa arată aplauzele. Dar suficient despre brelocul lui Micuțu. Hai să vorbim și despre Micuțu. Micuțu. Evident că multe dintre glumele despre Micuțu vor fi despre cât de grație, dar nu o să fie despre cât de bun e la pat. Uite, spre exemplu, nu știu dacă știți, Micuțu a jucat în filmul ăla cu Moise. Știți? Moise care s-a dus pe munte, s-a întors cu cele 10 porunci de la Dumnezeu. Micuțu a jucat muntele. Sau, Micuțu e atât de gras că dacă pică din pat, pică pe ambele părți. Mi-ar plăcea să se facă glume și despre lucruri mai puțin evidente la el, cum ar fi talentul. A fost buget. Da, n-aplaudați de milă. Dan Badea. Așa îl cheamă, înainte îi se zicea DJ Star. Adică era vai steaua lui. Glumesc, nu era. Încă e. Îl știți cu toții pentru meseria lui care l-a făcut celebru. Mă refer la cea de mire. M-a invitat și pe mine la nunta lui, dar nu m-am dus, că mi-am zis că dacă o să fie tot ca la show-urile lui de stand-up, nu merită. Dane, promit că vin la următoarea. Aveam și glume mai bune, dar m-au părăsit pentru altul. Să vorbim și despre omul serii. Bendeac are atâta căcat în cap încât a transformat emisiunea Ai Umor într-un WC-ul public. Și dacă nu mă credeți, ne poate confirma Nelu Cortea. Hai! Hai că e o glumă bună, nu te căca pe tine. Să revenim la Bendeac, omul care poate juca orice personaj vrea el. Singurul personaj pe care nu îl poate juca este un libidinos egocentrist, că în cazul ăsta nu trebuie să joace. Știți că Bendeac are food fetish, adică e obsedat de labă. Am senzația că Mihai Bendeac face toate emisiunile de la Antena 1. Spre exemplu, este jurat la Ai Umor alături de Delia și de Chelu. Și cumva mă bucură că între cei trei jurați există și o fată, ca să mai contrabalanceze puțin pe Chelu și pe Delia. Stăm să ajungă gluma la toată lumea. Bendeac face și emisiunea În puii mei, care, orice ar zice lumea, ne arată câte poate face un singur om. Și aici, desigur, mă refer la Sorin Popa, producătorul emisiunii. Mihai face serialul Băieți de oraș, pentru care, sincer, vreau să-l felicit pe Flic. Dacă nu știți, Flic este scenarist la Băieți de oraș. Nu zic că Bendeac nu știe să scrie, zic că mai bine decât el scrie și Codin Maticiuc. Cum vă spuneam, eu nu sunt comediant, sunt magician și dacă o să mă puneți să-l fac să dispară, îmi pare rău, nu pot să vă ajut. Eu fac trucuri, nu minuni. Mulțumesc! Următorul invitat, care va veni aici, nu are nevoie de nicio prezentare, pentru că nu o să-l mai vedeți niciodată nicăieri, Radu Bucălae! Mulțumesc, mulțumesc, bună seara! Adrian Nicolae, oameni buni, sau hai odată cu cafeaua aia, cum îi spun toți regizorii. Adrian, cu buzele alea mari, fața ta arată exact ca un fund de babuin. Mai ales că mănânci foarte mult căcat. Că atât ați permis din banii de la teatru. Roxana Vancea e cu noi în seara asta. E cu noi toți deodată, dacă ne permite buzunarul. Eu nu cred că știe, dar eu și Roxana am terminat același liceu în Târgu Jiu și poate sunt unii oameni care cred că Roxana nu e o femeie foarte inteligentă, dar eu pot să vă asigur că nu a terminat doar liceul, a terminat toate liceele din Târgu Jiu, și facultățile, și azilurile, după care a venit la București și a fost prietena lui Mihai Bendeac. Scuze, și a lui Mihai Bendeac. Roxana de ceva vreme și-a pus aparat dentar pentru că, de-a lungul timpului, fără să vrea, a produs mai multe circumcizii. Codin Maticiuc e aici, acest crai de dorobanți. Codin a avut foarte multe femei la viața lui, pentru că el este un om extrem de dotat aici, în zona asta. Are un dita mai portofelul. Codin a avut atât de multe femei la viața lui, încât și-a creat și un slogan, care sună cam așa. Codin Maticiuc, încă una și mă duc. Codin a scris și o carte care se numește Consumatorul de suflete. Bine, cui pasă? Bine, la cât e de inteligent Codin, mi s-ar fi părut normal ca pe copertă să scrie dictată de Codin Maticiuc. De ceva timp, Codin a intrat și în industria filmului și s-a dovedit a fi un actor extrem de talentat, cu o paletă largă de personaje, și a devenit celebru cu celebra lui replică: vă dau eu bani de filmul ăsta, dai eu ce joc. Nelo Cortea e aici, sau omul cu care comedianții deja cunoscuți fac melodii de succes, de apel tonul și nici dracu. Nelu încearcă din răzputeri să devină și el mai celebru. Chiar are și o emisiune pe YouTube, se numește 3 Minutes John, pentru că asta aude de 12 ani de la soția lui. Vlad Grigorescu este aici. Vlad este unul dintre cei mai mari mentaliști din țară. Și e foarte greu, pentru că concurența este foarte mare. Sunt foarte mulți. E Vlad Grigorescu, Mai e o doamnă în Fălticeni care ghicește în cafea și o furculiță. Vlad, să știi că și eu sunt un mentalist excelent. Uite, o să-ți demonstrez acum. Mihai, o să te rog să te gândești la un număr, la numărul 7. Mulțumesc. Acum o să mă gândesc și eu la un număr. 1. Locul 7 de pe rândul 1. Cine este? Locul 7. Uite-te sub scaun, te rog frumos. Da, pe bune vorbesc. Sub scaunul tău este un plic pe care nu l-am completat eu. E un mesaj pentru Vlad Grigorescu. E desfăcut. Și o să te rog să-l citești cu voce tare. Ce scrie? Îmi bag pula în vlogul tău. Perfect, mulțumesc. Da. Nu știu. Dan Badea e cu noi, cât o mai vrea bunul Dumnezeu. Micuțul e aici. Micuțul a slăbit foarte tare în ultimul timp și vreau să-l felicit pentru treaba asta, pentru că Micuțul era atât de gras încât amintirile cu el îmi ocupă toată memoria. Un lucru pe care nu îl știți despre Micuțu e că Micuțu întârzie mereu, oriunde, peste tot, și nu întârzie pentru că e gras și merge greu, ci pentru că e nesimțit. Și am ajuns și la cel pentru care ne-am adunat aici, omul cu 1000 de fețe la fel, Mihai Bendeac. În primul rând, Mihai, aș vrea să menționez că nu am nimic personal cu tine, pentru că din cauza ta am pierdut finala Ai umor, respectiv 20.000 de euro. Dar te înțeleg, nu sunt suficient de atrăgător încât să mă săruți. Deși sunt bărbat, dar nu e o problemă pentru tine treaba asta. Ba, chiar vreau să știi că te respect și te admir foarte tare. Te admir atât de tare încât vreau să-mi numesc copiii după tine. Serios, 3 copii îmi doresc și îmi imaginez cum să am eu 3 copii, o să crească. O să se joace în curtea casei unde o să locuim și o să ies pe prispă să-i strig: Sugi! Pula! Bendeac! E gata masa! Mihai e și depresiv, săracul. Ba chiar a vrut să se sinucidă de vreo 3 ori, dar din păcate nu a reușit. Pentru că se pare că nici Dumnezeu nu-l vrea. Mihai nu a mai făcut sex de foarte mult timp, dar sunt convins că totuși se masturbează. Se masturbează atât de mult încât a început să arate ca o pulă. Plus că știți cum e, ești ceea ce mănânci. De-a lungul timpului toți știm că s-a spus că e posibil să fii gay. Nu știu dacă ești gay, dar aș vrea să te sfătuiesc, în caz că te hotărăști să ieși vreodată din dulap, să-l iei cu tine și pe Vlad Drăgulin, că la cum se îmbracă și la câte roluri i-ai dat trebuie să ai bădită mai pula. Și în încheiere aș vrea să-ți mulțumesc din suflet că ești aici, că mi-ai permis să fiu aici și sunt convins că peste ani și ani, când cineva o să vorbească despre comedie, o să se gândească la Toma Caragiu, la Dem Rădulescu, la Amza Pelea și la Robi Roberto, să-ți dea Dumnezeu sănătate și Măicuța Domnului de împreună cu el, ca să nu-l lase singurel la greu! Și acum, înapoi, în uitare. Urmează aici Codin Maticiuc. Codin Maticiuc nu e doar un lăbar cu bani. Bordea nu e prost, Micuțul nu e gras și gluma ar putea continua. Doamnelor și domnilor, Codin Maticiuc! Bună seara! Am și textul aici, da. Eu sunt aici pentru că m-a sunat Micuțu și mi-a spus că să ne strângem câțiva prieteni de-a lui Bendeac. Eu nu sunt prieten cu Bendeac, doar mă comport ca și cum aș fi. Și l-am întrebat clar să-mi spună și mie cine mai vine. M-a asigurat că vine doar lume bună și Roxana Vancea. Și i-am spus, băi, te rog frumos, spune-mi și mie clar, bă, care sunt persoanele, cine vine? Mi-a spus, băi, vine Radu Bucălaie. Și am zis, Bucălaie, Poponeț, zic, bă, tu ai un fetiș, mă, băi, Micuțule, tu ai un fetiș. Zic, bă, îmi place și mie curul, dar să aibă pizdă în față, frățioare. Și îmi zice, nu, stai un pic, stai liniștit că vine și Bordea. Zic, Bordea lui Capatos? Zice, da, zic, păi stai mă puțin, stai că e din ce în ce mai rău. Zic, n-a zis Bordea chiar el, că a sub pula de nu știu câte ori ca să ajungă acolo, nu e regulă. Și oricum, adică e clar, evident că el nu se bagă decât în chestii mișto, în chestii de calitate, nu cred că vine aici la noi, mă rog. A zis, da, vine Vlad Grigorescu. Zic, e ok dacă vine Vlad Grigorescu atât timp cât nu mă pui lângă el la poza de final, că, mă rog. E ok, m-a pus lângă Badea, e ok. L-am întrebat, zic, bă, vine și cineva cunoscut și mi-a zis, domne, da, clar, vreau să-l chem și pe Bromania. Zic, bă, stai puțin, nu e Bendeac Bromania? Zic, adică, mi se pare evident. Stai mă, frățioare, ei arată la fel, talent actoricesc, vorba aia, la fel. Și, da, mi-a dat dreptate, a zis că nu-l mai cheamă. Eu ce vreau să vă povestesc este o poveste 100% adevărată. Omul în cauză e aici, poate să confirme, măcar prin gesturi sau ceva. Când ne-am cunoscut, când m-am cunoscut cu Mihai Bendeac, acum câțiva ani, am avut o dispută din primul moment. El mă acuza de faptul că eu umblu cu bodyguard. Și mi-a zis, dom'le, de ce umbli tu cu bodyguard? Că ești un tip fițos. Că... I-am spus, băi, Mihai, viața de noapte nu este așa de roz cum este viața în antenă și se întâmplă lucruri. M-a contrazis. Câteva luni mai târziu a plecat la Timișoara și i-am spus, zic, că vrei să-ți dau niște băieți de acolo din zonă care să aibă grijă de tine. Dom'le, ești total nebun, ce să mi se întâmple mie? S-a întors de acolo și mi-a zis, băi, frățioară, câtă dreptate ai avut, eram acolo la bar, stăteam liniștit. Și au venit unii la mine, m-au luat de urechi, m-au pus la masa lor, m-au băgat într-un stabor, abia am scăpat viu. Acum, povestindu-mi un pic mai mult de ei, mi-am dat seama că erau fix băieții pe care eu am vrut să-i dau. Bă, fix ăia, înțelegi? Și el s-a supărat, și eu n-am avut cum să-l contrazic, frate, pentru că nici eu nu cred în coincidențe, adică și nici el nu credea, știi? Bun, nu, n-am avut cum să... Și ideea e următoarea, eu am venit aici, am înțeles că trebuie să facem chestia asta, să vorbim de rău de el, eu nu pot să fac chestia asta, mi-e foarte greu, în primul rând pentru că nu pot să o fac eu și în al doilea rând pentru că oricum sunt toți oamenii ăștia minunați, care știu să facă chestia asta mult mai bine și nu prea am ce să zic de el, adică nu am ce să zic că e nu știu, se dă hipster, dar umblă cu asistente TV, băi, tocmai eu să arunc prima piatră, frățioare, n-am cum eu, înțelegi, n-am cum eu. Băi, adică ce să zic, că e îndrăgostit de curul lui în oglindă? Păi tocmai Poponeț să vorbească despre treaba asta, n-are cum, înțelegeți? Nu am cum să vorbesc despre asta. Băi, nu, și toată lumea știe, toată țara știe că este un actor senzațional, un actor minunat. Chiar dacă singurul regizor care îi dă să joace este Mihai Bendeac. Dar... Bine, am înțeles că și pe el îl mai dezamăgește uneori, nu știu ce să vă zic. Adică n-ai ce să zici rău despre el, pentru că e un băiat bun și îl ajută și fața, adică n-are cum să fie băiat rău vreodată, e un băiat extraordinar. Lumea spune despre el că e deprimat, că e depresiv, că mie personal nu mi se pare. Mie mi se pare un băiat extrem de vesel și doar că... Recunosc, pe mine personal mă deprimă. Și am spus-o tot timpul, urâtele mă deprimă. Vă mulțumesc! Wow! Știți, nimeni nu vorbește despre inteligența lui Codin Maticiuc. Următoarea persoană care o să vină aici este ceea ce se numește asistentă TV, din câte înțeleg, adică a abandonat orice preocupare intelectuală și își lucrează corpul până aproape de perfecțiune. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Cătălin Bordea! Eu o să încep ciudat, că Codin l-a pupat în cur pe Bendeac, nici nu ți-e greu, că tu nu trebuie să te apleci. O să încep cu bucălaie, ca să termin cu fetele în seara asta. E o vorbă, cum că dacă unui om îi întinzi un deget, îți ia toată mâna. Bucălaie e un om bun. Bucălaie, dacă îi întinzi o mână, îți suge toată pula. Vorbesc serios, de... Badea, Badea, e bătrân, chiar e bătrân. Scârț, e așa. Merge rar. Dar are telefon, adică îi place tehnologia. Doar asta o să te mai țină în viață în 3 ani, să știi. Și voi nu-l cunoașteți, noi îl cunoaștem, dar e foarte zgârcit. El chiar crede că în seara asta o să fie plătit. Vorbesc foarte serios. El nu renunță la gândul ăsta până la capăt. Însă e caritabil. Hei, lasă, poate merge ceva. Cât să aibă nevoie copiii, lasă. Dă mică, îi dau eu mai încolo. Stai atât de zgârcit încât după ce dă noroc cu tine și numără degetele, vorbesc. Micuțu e aici, Micuțu e un prieten foarte bun, îl iubește foarte mult pe Bendea, că este loial, serios, chiar e loial, îl ascultă, îl iubește, așa. Bendea că l-are trecut în telefon, Maicuțu. Știți care e treaba? Că e foarte multă lume. Și acum vreau să vorbesc puțin serios. Asta e o chestie pe care vreau să o spun de mult. E foarte multă lume care zice, bă, ce are, mă? De ce e trist așa, Micuțu, mă? De ce e... Că are succes, e talentat, are glume bune, are prezență de... E fain. De ce, dracu, are succes? De ce, dracu, e... Voi nu înțelegeți. Dar omul ăsta are o traumă mare și o înțeleg. Eu o înțeleg. Omul ăsta își vede pula exact cum îmi văd eu tatăl, doar în poze. Vancea, am uitat de tine. Vancea e în seara asta aici. Asta înseamnă că, fiind aici, o seară tristă pentru videocetul din România. Mulți acum au intrat și au zis, s-a luat netul. Ce pula mea? A slăbit atât de tare, de ce nu e aici? E doar un dildo, what the fuck? Știți o chestie foarte faină e că Vancea, faină, mă rog, Vancea și-a tatuat pe mână semnătura lui Bendeac. Mie îmi plac tatuajele, sunt obsedat de tatuaje și tot timpul când văd, sau caut însemnătatea unui tatuaj. Bă, ce înseamnă tatuajul respectiv pentru omul respectiv? Și gândindu-mă la semnătura lui Bendeac pe Vancea, am zis... Așa m-am gândit că sunt două posibilități. Una, să-i fi plăcut atât de mult de el încât să-și fi tatuat semnătura, ceea ce este foarte penibil. Și doi, și asta sunt sigur, cred că a fost singurul bărbat care n-a avut bani să o plătească după și l-a trecut pe caiet. Bendeac. Deci eu nu înțeleg asta cu homosexualitatea. Serios, nu înțeleg de unde vine, în primul rând. Tu nu știi. Îți explic. Ah, ok. Eu nu cred că e homosexual. Eu nu cred că nici măcar heterosexual. Eu cred că e autosexual, că omul ăsta se iubește atât de tare încât își suge pula singur. El n-are nevoie de cineva să facă treaba asta. Și are probleme cu capul, nu-i deprimat, e dus. Am impresia că atunci când era mic, o doică nebună i-a citit în continuu Fra Mursu bipolar. Și chiar a avut femei omul ăsta, nu îi se dă credit, chiar a avut femei și chiar a încercat să aibă o relație, dar tot timpul se ajungea în punctul ăla când își sincronizau ciclul și nu mergea. Din momentul ăla lucrurile se futeau foarte tare. Acum l-are pe flic, e fericit cu el, ați văzut, călătoresc, zâmbesc. Tot timpul sunt împreună așa. Și mă uitam la poze cu ei doi, Bendea, care și zâmbetul ăla, știi, s-a desfăcut așa, parcă ar spune, un flic m-a ciuruit. Și în încheiere vreau să spun că la Ai Umor vorbești exact cum arată micuțul, mult și prost. Încă o dată aplauze pentru omul serii și vă mulțumesc din suflet. Cred că trebuie să mergi, ca suna peștele și... Chiar trebuie să... Știi? Următorul artist care va veni aici provine dintr-o comunitate mică, rurală, izolată. O să vă rog să țineți reacțiile la minim. N-am mai văzut niciodată atâția străini la un loc. Pentru prima dată în pantofi, Nelu Cortea! Bună seara! Adrian, George, Nicolae, dragi oameni buni. E un om foarte inteligent, îi place să citească, îi plac cărțile foarte mult. De asta poate să facă o muie ca la carte. Micuțu, Cosmine Delcu, e aici, fratele meu. A fost într-un accident pe Valea Oltului, nu știu dacă știți. A stat la pat 2 luni. Am fost lângă el, nu putea să meargă la baie, trebuia să-i țin sticla să facă pipi. A fost greu să găsesc sticluțe din alea de minibar, dacă știți, să-i țin. Și aproape imposibil să găsesc penisul. Da, pula. Atâta. Bun. Nu aplaudă că i-am rugat eu. Am înțeles, da. A, crezi că m-a căcat pe mine. Bun. Micuțu e... Să nu mori, te rog. Micuțu e gras. Da. În magazinele din care își cumpără Micuțu haine, inclusiv manechinii au diabet. Îi plac căței. Mă distrez, mă pulă. Îi plac căței, are un metis, are un bulldog englez și un bucălaie. Bucălaie e singurul care nu l-a mușcat până acum. Roxana Vancea e aici cu noi, să rămână. Printre puținele femei care are țițele aproape la fel de mari ca lui Micuțu. La rosturi ați văzut că și acum seara se obișnuiește să se spună, când am văzut prima dată pe X, mi-a întrebat cu ce te servesc, cu ce... Eu când am văzut-o prima dată pe Roxana Vancea, țin minte ce a spus și acum... Ok, ok. Mai am, ok. Ce aia, pula mea? Aia, femeie. Ia te-a mâncat mea scură. Face fitness și are grijă să arate excepțional, pentru care îi mulțumesc, pentru că și videochatul e HD acum. Cătălin Adrian Bordea în această seară. A doua pizdă din această seară, cealaltă fiind Bendeac. Paradoxal, Bordea Cătălin nu mănâncă carne, deși e muist. Și-a luat... Și-a luat de curând, nu știu, puțin știu, și-a luat de curând un man purse, o poșetă de bărbați. Și am zis că e stupid și inutil, pentru că are pantaloni și are buzunare, după care Livia, soția lui, mi-a zis, da mă, dacă îmi poartă rochie. Da? E moldovean veșnic, mi-aduce aminte de o novelă a lui Victor Hugo, mai precis de un personaj de Jean Valjean, pentru că e mizerabil. Cristian Robert Badea. De mult... Da, nu, îmi place să vă zic numele tot. Nu înțeleg ce pula mea ți-a zis, Dan, sincer. Adică puteai să alegi orice. Thor, adică, pe bune, Ragnar, Ionuț Ghen, orice. De multă vreme face mișto lumea de el că e bătrân, dar prima glumă pe care a făcut-o un prieten bun de-al lui, că e bătrân, a fost foarte bună gluma. Mă rog, tipul și făcea din apă vin. Și a zis... I-a zis exact așa. Nu. I-a zis, Badea, ești atât de bătrân încât ai copilărit cu tata, cu tămare. Bun. Și Mihai Bendeac. Umorul lui Mihai Bendeac e ca taxul lui Bordea. Lipsă. I-am dat un paracetamol în culise, pe bune, îl durea capul și din obișnuință la sub. Era și vina mea, pentru că la sub, că na, înainte m-a lovit constant cu fruntea în burtă și na. Lăs proast, în pula mea, ce vrei? E primul rost, lăsa. Așa. Și în încheiere vreau să zic că eu sunt... Mulțumesc, a fost de șef. Bun. Și Mihai, uite, eu sunt un tip pofticios. Chiar înainte să vin, am văzut pe cineva mâncând o shawarma, mi s-a făcut poftă, mi-am luat și eu. Îmi plac ceasurile, dacă văd unul, îmi cumpăr și eu. Și de aia, în dimineața când am venit la Ai Umor și m-am uitat în jurul și am văzut un căcat, mi-a venit și mie. Bun, vă mulțumesc. Încă o dată aplauze pentru Mihai Bendeac. Nelu Cortea? Dovada vie a cât de departe poate să ajungă cu muncă și cu răbdare șoferul unui stand-upper. Bravo! Bravo! Chiar bravo! Roxana Vancea e aici, deci dacă aveți 200 de euro... Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Roxana Vancea! Accept numai Bitcoin, să știi. Accept numai Bitcoin. Nu sunt pe... Bun. M-a sunat micuțul într-o zi și m-a întrebat ceva de genul: băi, Roxana, ai chef să te piși un pic pe Bendeac? Băi, am zis că am mai făcut treaba asta, plus că lui și place. Dar... a insistat, așa că am venit. Mi-a zis că o să mai vină și câțiva oameni să facă show, gen Maticiuc, Bordea și încă vreo 5 anonimi. Am acceptat pentru că mi-a spus că e vorba despre o cauză nobilă. Eu nu fac nimic în general fără bani. Și uite așa am început să scormonesc internetul, să aflu informații despre insipizii din jurul meu. La început o să-i mulțumesc lui Micuțu pentru invitația la măscăreala asta. Știu că toți vă așteptați acum să fac glume despre el, cum că e gras și că mai bine îl sar decât să-l ocolești, dar nu. Eu chiar apreciez foarte mult că el a slăbit în ultimul an, chiar dacă, na, e ca și cum ai plua o ceșcuță de apă din Oceanul Pacific. El nu prezintă un pericol pentru îngrijitorii de la grădina zoologică cu siguranță, pentru că el nu hrănește niciodată animalele. Animalele îl hrănesc pe Micuțu. Am vrut să-mi fac la un moment dat un poster cu el, dar nici până în ziua de astăzi nu a terminat imprimata de printat. Radu Bucălaie. M-am uitat pe internet despre el, am văzut că a fost pe la Ai Umor, s-a făcut de râs. Are haz cam cât am eu celulită. Tu n-ai de unde să știi că nu te-ai aflat în ea mulți. Apoi am dat și peste... Te rog. Mulțumesc. Da. Chiar da. Apoi... am dat și peste profilul lui de Facebook și ce să vezi, omul e deloc din Târgu Jiu, de la mine de acasă. N-am auzit în viața mea de el, inițial am crezut că el e doar în București. Bucălaie se crede comediant, cert e că se află printre comedianți și probabil de asta. Bordea. Pe Bordea l-am invidiat întotdeauna, nu l-am prea halit niciodată, dar asistentele TV nu prea se halesc între ele de fel, adică e invidia între asistentele TV, știți cum e. Am văzut că s-a apucat de sport, s-a tatuat, a slăbit mult. Cumva idolul tău în viață, Ivancea? Băi, eu sincer sunt invidioasă pe ăsta, fix și cu are pe Livia, care, să fim serios, ar potrivi mai bine cu mine decât cu un chelios trăveziu de care până și părinții s-au descotorosit. Bun, dacă vă uitați bine la stilul lui vestimentar și nu numai, o să înțelegeți perfect vorba aia. Poți scoate țăranul din sat, dar niciodată satul din țăran. Bun. Cine mai era? Dan Badea. Dan Badea. Despre Dan Badea, dacă vreți să aflați mai multe informații decât știți, vă invit să studiați izvoarele arheologice despre Paleolitic. El este atât de util stand-up-ului românesc, cum este și Dorian Popa a muzicii românești. Mai departe, Nelu Cortea. M-am documentat foarte mult despre el, am aflat foarte multe lucruri. Nu știu cine pola mea e Nelu Cortea. Bun, Vlad Grigorescu. Vlad Grigorescu... Mamă, nu mai știu ce am aflat despre tine. Vlad Grigorescu... Ah, da, e magician, bravo. Vlad Grigorescu și-a dorit de mic să fie magician, numai că a ajuns să fie picolul lui Hienă de la Animal X. Eu cred că tu o să fii apreciat ca și magician de către oameni abia atunci când o să reușești să faci un număr care să te facă să dispari. Definitiv. Bun. Adrian Nicolae. Acest Pavel Bartoș mult mai ieftin și mai puțin amuzant. Are o carieră impresionantă. Da, el este renumit ca și actor, mai ales în abatoare. După celebra reclamă la mezeluri, se zvonește că Adrian este în pole position pentru următoarea reclamă la tigăile Dry Cooker. Puterea lui Dumnezeu. Datorită buzelor sale, ultima și singura experiența lui sexuală datează din 2008, atunci când l-a futut Pepe, pentru că l-a confundat cu Ana Zăvoranu. Codin Maticiuc, sau cum îmi place mie să-i zic, Daddy's Little Princess. Codin este foarte complexat de faptul că este gras și pitic. Ce e drept, până de curând și eu am avut aceste complexe, doar că eu aveam țâțe mișto și asta mă scotea. Lui îi place să se considere un mare filantrop, deși toată lumea știe că este un mare pitecantrop. În scrierile lui celebre, Codin se prezintă ca un mare lover, ca un mare futac. Și eu pot să vă confirm că a futut mult la viața lui, atât de mult încât chiar și astăzi îl ustură poponețul. Și ajungem la Mihai Bendeac. Da, Mihai Bendeac. Deși toată lumea știe că este un depresiv, un maniac imposibil de suportat, eu l-am înghițit de mai multe ori. După ce ne-am despărțit, Mihai nu a mai avut nicio relație serioasă, dar stai liniștit, Mihai, există un cineva pentru fiecare dintre noi, iar cinevaul tău se numește psihiatru. Mamă, e sinistru să fac glume despre Mihai, sincer. Așa. Toată lumea crede că Mihai este un tip foarte faniș, că nu ai cum să te plictisești lângă el, dar Mihai este atât de plictisitor încât și prietenii lui imaginari se plictisesc lângă el, adică... Este atât de anost încât ar scoate din minți și un călugăr budist. Atât de plictisitor încât câteodată am început să mă uit la show-urile lui Bordea de pe YouTube. Și pentru că și-a dat seama cât este de plictisitor și vrând să reinventeze relația noastră, mi-a propus la un moment dat să mai aducem o a treia persoană în dormitor, un bărbat. Am acceptat, încântată. Dar am fost folosită doar pe post de cameraman. Câteodată îmi pare rău că relația noastră s-a terminat. Mihai făcea un sex oral foarte bun, mă futea și bine, atât de bine încât imediat după relația cu el am devenit lesbiană. Iartă-mă, te iubesc! Mă rog, Sana, ai scuipat ăsta, mă. Da, știu, obiceiurile vechi, mă. A fost o onoare să o avem alături de noi pe Roxana Vancea, persoana responsabilă cu 80% dintre labele de dimineață între 2011 și 2013. Restul de 20% busul, dacă nu mă înșel. Mulțumim că ai fost alături de noi. Urmează bunul meu prieten Micuțu, probabil cel mai mișto patron de frizerie pe care îl știu, un bărbat adevărat, cu principii, care aduce acasă cașcavalul, pe urmă îl mănâncă pe ascuns și plânge și adoarme. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Micuțu! Așa, în sfârșit s-a ridicat microfonul. Bine v-am găsit, bună seara! Aplauze pentru Adrian Nicolae, acest personaj secundar pe orice scenă. Te-am văzut aseară la Uniter când pleca lumea din sală și ai început să mături. Foarte mișto! Foarte mișto! În primul rând, aș vrea să salut publicul, sunt convins că... Așa... L-ai ridicat un pic. Așa, sunt convins că toți sunteți aici pentru că de ceva timp vreți ca cineva să spună futu-te în gură de chelios, poponar cu barbă, prințesa pulii mele, victimă mică ce ești, ne-am săturat de bășinile tale, Bordea. Nelu Cortea e aici. Chiar a fost și aici, n-am știut. Încercând iarăși să devină cunoscut, i-a propus și lui Ben Deac să facă o piesă împreună. Poate îi vine lumea la show-uri, ceea ce e puțin probabil, pentru că având material doar cu nevasta, material pe care Bordea l-a făcut deja cu 3 ani și încă îl face, înlocuind cuvinte, că poate nu se prinde nimeni, soția cu nevasta, știi că... Nelu a știut din primii ani ai facultății că o să reușească la capitală, atunci când a și aflat că Bucureștiul e capital. Vlad Grigorescu e aici, această față de buvniță zburlită și corp de flamingo are performanțe excelente în spectacolele sale din țară, chiar a reușit să-și facă publicul să dispară. Vlad, am o întrebare. Nu te întreabă nevastă ta când mai scoți și tu un bănuț de după ureche? Adică, cât să muncească femeia aia ca să-ți întrețină căcatul ăsta de hobby cu adunat cifre? Serios. Singura carte pe care te-aș pune să o ghicești ar fi o carte de muncă. Dan Badea ar face orice să aibă succes, dar face show-uri în orice căcat de loc, bodegi, nunți, botezuri pentru un ban în plus. De asta mă și miră că nu e în seara asta la rostul lui Velea. Dan Badea are o relație specială cu femeile din viața lui, le ia apartament și după se pune preș la intrare. Aplauze pentru el. Bravo lui! Bravo lui! Bine, bădiță! Tot înainte, tată! Trecând la altceva, azi dimineață Roxana ne-a zis pe grup, că noi avem un grup cu ea, că nu mai ajunge pe acasă să se schimbe, că o să fie îmbrăcată așa cum o vedeți, de pe la 9 dimineața. Am vrut să o întreb dacă nici duș nu face până seara, dar mi-am dat seama că noi trebuie să facem duș de fapt, că așa e la curve, știi? Hai mă, că n-a fost rea. Buuu! Roxana Vancea a ajuns vedetă pentru că are țâțe enorme, care te ajută să nu te uiți la față. Pentru că n-are sens să ne căcăm pe noi, la față nu e atât de bună. Dacă n-ar fi avut țâțe, acum Roxana ar fi fost încă în Târgu Jiu și ar fi predat vremea unor copii de clasa 4-a. Dar a părăsit Târgu Jiu pentru că, da, Roxana Vancea era cât pe ce să transforme poarta sărutului în poarta fututului. Însă ea, și pentru asta chiar merită aplauze, a ales calea grea, a venit în București și a început pregătirea pentru obținerea postului de asistentă cu Daniela Crudu, care a învățat-o toate dedesubturile pe care le are. Codin Maticiuc e aici, are foarte mare noroc cu taică-su, care chiar e un om deștept și respectabil. Dacă eram în locul taică-tu, ți-aș fi zis că ești băiat de bani, gata. În schimb, Ți-a oferit ce ai vrut, când ai vrut. Te-ai introdus și în rândul băutorilor de șampanie, doar că tu, fiind prostuț, ai crezut că Dom Perignon e un francez prieten cu taică-tu. Mă întreb cum era Codin dacă se năștea sărac. În mod sigur, roaba nu mai era la loft și ar fi fost plină cu mortar. Așa, și Codin, poți să-mi zici cum ima Dinulescu orgasmul? Era ceva genul: Hello, my name is Maria Dinulescu and this is my orgasm. Come after me. Așa. Dar, ca să terminăm căcatul, aplauze acum pentru Bendeac, omul pentru care suntem aici. Probabil intuiți cât de narcisist e, are poză cu el wallpaper la telefon, poze cu el puse prin casă, îndreptate spre oglindă ca să fie mai multe. Mihai, sincer îți spun, nici cățeii mei nu se pupă în pulă ca tine. Dar Mihai are foarte mulți prieteni pe care i-a abandonat. A plecat acum ceva timp de la Mondenii pentru bani în plus la antenă, fără să știe nimeni, spunându-le foștilor colegi că merge până la baie să se cace. Și s-a ținut de promisiune pentru că ce a făcut după a fost un căcat. Însă el iubește în continuare teatrul, consideră scena sfântă și scândurea ei magică, ceea ce e normal pentru că fiind maniaco-depresiv cu tendințe sinucigașe, e normal să fii îndrăgostit de scândură. Acum însă haterilor care se uită la noi pe YouTube, vreau să le transmit multă muie. Era un moment de care am vrut să profit așa, chiar foarte multă muie. Și vreau să vă transmit că pe lângă faptul că vă transmit multă muie, să știți că Mihai Bendeac e un exemplu. Și îi mulțumesc din suflet că m-a distribuit în Băieți de Oraș, sau cum știți toți, copia low budget după Las Fierbinți. E un mare actor de comedie al țării, chiar el spunând că a fost inspirat de mari maestri, cum ar fi Toma Caragiu, de la care a înțeles măestria subtilității, arta cuvintelor bine puse în pagină, simț pe care îl transmite actorul acestuia. De la Gheorghe Dinica a învățat cum să împrumuți calitățile tale umane personajului pe care îl joci, dându-i finețe și bun gust, stabilitatea psihică necesară pentru a putea controla o paletă largă de personaje pentru deliciul publicului, și de la Marin Moraru, umilința față de artă. Și îți mulțumim frumos că ți-ai luat mare umilință în seara asta pentru copiii aia pe care rar îi ajută cineva, dar tu ți-ai pus pielea aia epilată în joc. Ești un om extraordinar, departe, în adâncuri, și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat. Mulțumim, Micuțu. Dincolo de orice glumă, chiar te admir. E un om admirabil, are cap pentru comedie, cap pentru afaceri și amândouă îngrămădite în capul ăla de porc. Și pentru asta... A, ia uite, da. În primul rând aș vrea să-mi cer scuze în fața stimatei adunări în această seară că am luat cuvântul atât de exabrupto, dar mi-am dat seama că în țara asta, domnule, numai cu mitraliera se mai poate. Și cineva trebuia să ia cineva cuvântul sus și tare. Asta vreau să zic. Pentru că, domnilor, hai să ne gândim puțin. Cine a ajuns să fie numit actor în țara lui Dem Rădulescu, al lui Birlic și al lui Toma Caragiu? Cine a ajuns să mă parodieze pe mine, Vadim Tudor? Însă își parodia naturii că... uită-te la tine în ce hal de plâns te-a adus viața, handicapatul dracu care ești. Că cu chelia aia și cu barba aia nu mi-aduce aminte decât de un cartof pe jumătate ras, domnule. Ai capul ăla de zici că e obuz, de tun, domnule. Dar dacă armata română ar fi beneficiat în primul război mondial de obuzuri de dimensiunea capului dumitale, ar fi câștigat dracului războaiele alea de la Flămânda și Turtucaia. Și când zic Flămânda, nu mă refer la Delia Matache. Am făcut această paranteză pentru că știe atâta istorie cât știe Nelu Cortea Comediei. Ce e badea? Ai auzit de primul război mondial și ți-ai adus aminte de copilărie. Tai dracului jos acolo că nu despre tine e vorba. Și fie vorba între noi, niciodată n-a fost. Înainte să trec la această personalitate, sau cum îmi place mie să-l numesc, cântăreața cheală a foană cu barbă. Aș vrea să... A, da, bă-mi pizda, mătii, odată dosarele alea, dobitocul dracului. Unde pizda, mătii, ești? Tâmpitul dracului. Deci nu pot să continui momentul. Deci dacă n-am dosarele... Unde, Marian? Te bag în pizda, mătii. Unde ești? Unde ai fost, băi, dobitocule? Fac ceva în baia ta, băi, tâmpitule. Unde te duci? Nu faci tu ordine la Vadim Tudor în birou, dobitocul dracului care ești, tâmpitul dracului care ești. Unde te grăbești să te duci, puiule? Ți-am zis eu să pleci? Ai vorbit cu bodyguards-ii. Să tragă mașina în față aici, la Apollo? Te bagă bata de handicapat, ieși! Așa, băi, frate. Acum putem continua, putem comunica. Câte mai sunt de spus despre acest actoraș Adi Nicolae? Domnilor, acest actoraș cu nume de fotbalist, domnule, Adi Nicolae, ăsta e nume de fotbalist, de la Concordia Chiajna. Ai auzit? Da, Adi Nicolae, de la Concordia Chiajna. Da, domnule, îmi place. Sau, mă rog, în cazul tău, nu îmi place. Domnule, scrie aici, negru pe alb, că acest actoraș joacă dubios de mult, domnule. De unde nu pot să trag concluzia că decât că se pricepe foarte bine să cânte la frunză, domnule, din momentul în care îl distribuie ăla în toate spectacolele sale. Gata, calmează-te că am terminat cu tine, Adi. Radu Bucălaie. Aș spune eu un nume sortit, având în vedere fața aia. Și o să vă dau acum o informație care să vă spargă. Radu Bucălaie este singurul comedian virgin din lume. Atât de indezirabil pentru sexul frumos, domnilor, încât până și acest camion cu Danonino pe numele său, Micuțu, a mai avut, domnule, câteva relații la viața sa, domnule, în sensul că mă înțelege și dumneavoastră, că suntem oameni mari și cunoaștem viața. A cunoscut femeia, domnule. Ei bine, nu este cazul lui Radu Bucălaie. Vă dați seama și dumneavoastră ce boală mentală de femeie poate să fie aia, să-și apropie gura, bineînțeles, într-un gest tandru, de scălâmbăiala aia ordinară, de gură de boschetar de Gara de Nord. Scrie aici, tot așa, negru pe alb, că Bucălaie a apărut de mai multe ori în emisiunea aia, jegola, infecția aia urinară, lătura aia infectă de emisiune numită Ai Umor. Bineînțeles că aici putem continua cu descrierile, însă mă opresc aici. Poate avem femei însărcinate în sală. Radu, dragule, unde pizda, mă, tu ești, că nu te știu. Radu, dragule, tu vrei să fii celebru? Zi, nu. Stai așa, gândește-te, îți dau timp. Te privești o țară, dobitocule. Zi, Radu, vrei să fii celebru? Da, o muie! Nu vrei tu? Domnul Bendeac, a venit momentul și pentru dumneavoastră, domnule, să recunoașteți în fața țării că sunteți un actor mediocru. Ești un actor așa de mic că ești mai mic decât speranța de viață din România, domnule. Sau decât IQ-urile lui Bordea și Codin Maticiu combinate între ele. Ești atât de nerespectat de breazna din care te lauzi cu atâta enfază că faci parte, că atunci în seriile blestemate în care se întâmplă să mai joci, tu nu intri alături de colegii tăi pe intrarea oficială a actorilor. În niciun caz, domnule, ție s-au făcut aia o scorbură undeva în zi, domnule, ca aia din Tom și Jerry, domnule, că numai așa poate intra un desen animat de actor ca dumneata, domnule. Ai făcut cearcăne de la droguri și de la nopțile petrecute în băutură, tâmpitul dracului. Nu râde, că de-abia mă pornesc în pizza, bătii de handicapat. De la nopțile de beție, cât ai bâltâcâit în băutură, nenorocitul dracul, alături de poetul ăla mort în fașă flic și cu alt coleg de-al tău stimat care a dat dracu gastrita în el, la cât ați putut dracu să băgați în voi băutură, din băutura de protocol a cluburilor. Tu fii cine, bă, să bei pe băutura de protocol a cluburilor, bă, o parașută infectă și ordinară. Nu ți-ar fi rușine obrazului și tu zici că ai făcut cearcălele alea din cauza nopților petrecute, domnule, pe altarul creației. Ce-ai crea, bă, tu ciocănitoarea Udi, ce-ai crea, bă? Te dai mare cap luminat, mare intelectual, păi dă-mi voie să zic că ești cap luminat, domnule, în sensul în care îți lucește dracu chelia aia, dar de-abia mă pot uita la dumneata, nu ți-ar fi rușine obrazului, handicapatul dracu, ai intoxicat atâtea și atâtea generații, când pizda bătii, o să te oprești, aceasta este cariera ta, știi ce fac cu ea? Mă piși pe cariera ta, iartă-mă, mă piși! Mă piși pe cariera ta, n-ai talent, n-ai valoare. Tu! Mari și mata, ieși afară, mă, handicapat! Cred că ești atât de mândru. Ok, am ajuns și la momentul pe care îl așteptăm cu toții, în care Bendeac va da cu mâna prin freză, se va descotorosi de muia pe care a acumulat-o și va da la rândul înapoi. O singură precizare aș vrea să fac înainte de asta, ca să nu ne întindem. S-au spus multe lucruri neadevărate despre Bendeac, printre care și faptul că e homosexual. Mihai Bendeac nu e homosexual. Este un geniu al comediei și suge pula la modul ironic. Doamnelor și domnilor, vă rog să-l aplaudați pe omul serii, al săptămânii, al lunii, al lumii, Mihai Bendeac! Vreau să vă spun încă de la început faptul că nu am niciun fel de legătură cu acest eveniment, adică am venit astăzi cu 45 de minute înainte, nu am știut absolut nimic. Mie mi s-a spus la un moment dat că vor fi 4 invitați speciali din partea mea. Nu știam cine sunt, mi s-a spus că se bucură foarte mult să vină și am zis foarte bine, dar cine sunt ei? Apoi am aflat cine sunt ei și avem așa. Un invitat special care se chinuie de ani de zile să-și lipească imaginea de imaginea mea ca să o salveze pe a lui. Un invitat special cu care, în afara unor minime și îndoielnice relații profesionale, nu am nicio legătură în viața de zi cu zi. Un invitat special cu care, într-adevăr, foarte mult timp am împărțit același pat și ne-am futut. Și Roxana Vancea. O să încep cu Vlad Grigorescu. Eu m-am documentat pentru că, deși poate părea ciudat, nu știam mare lucru despre Vlad Grigorescu, ceea ce arată cât de mult contează prezența lui la Eu Mor Pentru Mine. Am văzut și eu pentru prima dată faza cu România au talent, adică am văzut într-adevăr cum ai pierdut. Eu am văzut numărul respectiv, dar n-am știut cum ai pierdut. Și am văzut și numărul ăla cu câinii. Cazul în care nu știați, a pierdut în fața unor câini. O dresură lamentabilă cu câini. Cățeaua din... Era și o cățea acolo, avea un tampon pe vagin. Deci în momentul în care poporul român îți spune decât să-l votez până sosul ăla, mai bine votez o cățea la ciclu, cred că asta spune foarte multe. Și e foarte greu după așa ceva să-ți revii ca artist, dar aminte ca cercar ieftin. Sigur o să spuneți, da uite că a câștigat până la urmă umor. Era primul sezon, oamenii nu erau foarte, foarte atenți. După aia au devenit atenți, ceea ce s-a și văzut pentru că următoarele 3 sezoane au fost câștigate de 3 cățele. Deci... Codin Maticiuc, înainte să-l cunosc aveam impresia că este o beizadea de bani gata și un mare cocalar. Apoi l-am cunoscut și brusc am căpătat un foarte mare respect în intuiția mea, pentru că s-a dovedit a fi așa și nu mă înșală niciodată. De ceva timp insistă să fie actor, lucru care l-a transformat pentru cunoscători într-un fel de Gloria Miralena Bumbescu la masculin. Să știi că în această seară aici nu este un roast, Scodin. Avem nevoie de un cadru și de un eveniment. Este ceea ce la american se numește an intervention. Noi ne-am adunat aici pentru că vrem să-ți spunem, cu toții, într-o singură voce, într-un singur glas. N-ai talent! N-ai! Oprește-te să mai faci asta. Am 4 ani de facultate, 2 ani de master. Oprește-te. Faci mult rău făcând asta. Oprește-te. De curând, ai apărut într-un sketch. Ai reușit, apărând acolo, să dai senzația oamenilor din țara asta că Bromania e actor. Oprește-te, Codin. Codin, nu știu cum să mă fac mai clar. Dacă în țara asta ar exista zmeura de aur, tu ai primit toată tufa. Atât de prost actor ești. Da, și pentru că vorbeam despre cocalari, Vlad Drăgulin, colegul meu, stai acolo, că meriți. M-am tot chinuit să mă gândesc cum să-l fac de căcat. Însă e foarte greu să îl fac de căcat, mai rău decât îl face propria lui pagină de Instagram. Nu știu dacă ați văzut-o. Este ceva care depășește orice imaginație și exhibă zilnic acolo ținute furate de pe Pinterest. Managerii de la Zara din toată țara îl sună, îi spun când intră marfă nouă. Este genul de persoană despre care chiar ai putea să spui bă, mi se pare nedrept, mi se pare incorect că omul ăsta nu se fute în cur. Adică, dacă te gândești cum ar trebui să arată un om care este homosexual, așa ar trebui să fie. Cu toate astea, el nu face asta și am încercat să-l ajut. I-am zis, Vlad, te fut eu prima dată. Că pe mine mă cunoști, cu mine ai fi mult mai relaxat. Da. E un joc? Sau... Ok. El nu și nu. O să rămână o pizdă care vânează pizde în continuare. În același timp trebuie să vă mărturisesc faptul că este un mare profesionist și iubesc la el faptul că, la fel ca și mine, el se flagelează. El, când ajunge seara acasă, dacă simte că a avut o zi bună de filmare, vă jur că ăsta e adevărul. Dacă simte că a avut o zi proastă de filmare, o zi, să spunem, bună de filmare, se culcă în pat. Dacă simte că a avut o zi de filmare, se culcă pe canapea. Dacă simte că a avut o zi care nu l-a mulțumit, se culcă direct pe jos, pe covor. Vă jur, ăsta e adevărul. Tu, Codin, dacă ar fi să te culci în funcție de performanța actoricească, ar trebui să te culci sub pământ. Am ajuns la Roxana Vancea. Am tot căutat lucruri pe care le-aș spune. Vreau să-ți spun că tu chiar ai fost un invitat special în viața mea și că în momente extrem, extrem de grele mi-ai fost alături. Și că pentru lucrul ăsta o să te iubesc toată viața mea și n-aș vrea să uiți asta. Și pentru că am așteptat foarte mult timp acest moment. Poți să vii, te rog? Pentru că nu știu când o să mai avem ocazia să fac asta. Mă bucur că sunteți și voi aici. Pentru că e momentul să-ți spun o întrebare. Probabil că bănuiai de ceva timp. Tu te fuzi cu Maticeu, nu? Să aud mâine pe mine că te fuzi cu Bucălaie. Bun, nu, o să redevin serios și o să chiar îți spun că într-adevăr mi-ai fost alături și că o să te iubesc toată viața mea. Și sushi pula foarte bine. Da, cel mai probabil având și foarte mari emoții, m-am făcut de căcat, dar o să întreb asta expertul nostru în domeniu după aia. Înainte să închei, vreau să vă spun că motivul pentru care noi ne-am adunat aici, anume această cauză umanitară, m-a determinat să mă schimb pe mine foarte mult ca om, din momentul în care am fost acolo. Și vreau neapărat să spun asta și vreau să spun de foarte mult timp. Consider că e de datoria unui părinte ca, în locul altor lucruri pe care le face uneori cu ai săi copii, gen că îi duce la grădina zoologică sau că îi duce la o paradă militară ca să aplaude armele care ar putea să le zboare creierii a doua zi, cred că este o datorie morală să ne ducem copiii la spitalul de oncologie, unde să-i vadă pe ceilalți copii. Ar putea să se întâmple asta și în săptămâna altfel, sau cum căcat se numește. Pentru că e foarte important să vedem lucrurile astea de mici și să vedem faptul că în momentul în care niște oameni, sigur, e foarte bine că ați venit aici și că ați donat și că s-a întâmplat evenimentul ăsta, dar în momentul în care niște oameni ajung în situația în care să adune bani pentru niște copii bolnavi, de fapt asta înseamnă la bază o atrocitate. Dacă stăm bine să ne gândim, este o atrocitate. Pentru că dacă specia umană și această societate românească a ajuns în punctul în care să nu fie în stare să-i salveze copiii și să condiționeze acest lucru de niște bani, înseamnă că această țară are în mod real nevoie de o intervenție militară. Cred că noi ar trebui să intervenim militar asupra acestei țări. Pentru că în momentul în care intri în acel spital și mergi din salon în salon și iei contact cu lucrurile respective, și aș vrea, am un cadou pentru fundația cu care lucrează Codin. Să știți că mi-a fost foarte greu, e foarte greu să faci asta. A? Da. Mi-a fost foarte greu, culmea. Prima dată am zis, ok, am să fac asta, după care m-am gândit foarte multe zile, pentru că e ceva în care investești foarte mult timp. Aș vrea să le dăruiesc pagina mea de Facebook, care are 1 milion și ceva de urmăritori, care s-au adunat acolo de-a lungul anilor și cu această ocazie vreau să-i și rog pe cei care ne urmăresc, 1 milion și ceva în mod real, nu cumpărați, nu știu, mai există și chestii de genul ăsta, să rămână acolo pentru că e foarte important și mă bucur foarte mult că pot să fac acest dar și vă mulțumesc că ați venit. Să aveți o seară minunată!